Scumpirile în lanț, atât la energie și gaze, cât și la alimentele de bază, au afectat toată populația, însă cei mai afectați par să fie oamenii din mediul rural, care abia pot trăi de la o pensie la alta. Prețurile au crescut luna trecută, trase în sus de majorările tarifelor pentru energie și combustibili. În august 2021, inflația a crescut la 5,25% în comparație cu aceeași lună a anului trecut. Energia electrică, uleiul, gazele și carburanții sunt produsele care s-au scumpit cel mai mult față de august 2020. Însă toate aceste scumpiri sunt mult mai greu de suportat de populația din mediul rural decât cea din mediul urban. Cu pensie de 800 de lei. Deci nu faceți față cheltuielilor. Cum să faci, domne, cu 800 de lei? Cum să faci când dau pe medicamente o grămadă? Că-s nevăzător. Se apropie totodată iarna. Ce o să faceți? Cum? Mai vorbim. Lemne. Tot ce trebuie. Și vă permite să spun așa din acea pensie foarte mică? Păi dar ce să fac? Ce să fac? Nu-mi permit, dar ce să fac? Iau și eu, ar mai puțin, sunt singur. N-am pe nimeni. Cum vă descurcați în contextul în care toate prețurile au explodat? Foarte greu ne descurcăm, pensia este foarte mică a soțului, eu n-am niciun venit. Totodată o să vină iarna. Nu, sunt lemne, lemnele sunt foarte scumpe, ajung la 40 de lei metru cub și foarte greu. Cu ce să iei din 10 milioane care le are soțul meu? Atâta are pensia. Eu cu ce să mă dezman și doi nepoței care trebuie să îi ducem la școală. E greu, pentru noi este foarte greu. Curentul iar la fel a venit scump. Facturile din ce în ce mai mari. Da, toate facturile vin mărite. Oamenii afirmă faptul că în acest context în care totul este mai scump, nu știu cum vor trece iarna ce urmează să vină și care se anunță una foarte grea. Foarte greu, că s-a scumpit tot. Da, s-a scumpit tot, dar ce să faci? Faceți față cu cheltuielile. Păi eu ce cheltuieli, că de mine nu ține nimeni. Și am și eu, am 6 milioane pensie. Îi pastrez și eu, mai mănânc cartofi în Paris, nu numai carne. Aia, trebuie să-mi ajungă, dar ce să fac? Energia electrică s-a scumpit cel mai mult. Plătim acum cu aproape 25 de lei în plus la fiecare 100 de lei facturată. Și pentru gaze plătesc românii acum cu peste 20% mai mult decât în vara anului trecut, dar sezonul marilor scumpiri la gaze abia este la început.